Da, e o istorie un pic la mine. Eu am terminat fizica în 97-97 la Timișoara, venind în Râmnicu Vâlcea, n-am avut post de fizică și în anii respectivi, în 98, începuse informatica să ia amploare. Erau profesori doritori să vină la catedră, deci nu erau profesori, cel mai bine zis, și au început să fie cursurile postuniversitare de informatică. M-am înscris la un curs la Cluj, postuniversitar, și încet, încet am descoperit informatica. Faptul că am făcut și în facultate un semestru de informatică, dar nu i-am acordat cine știe ce atenție, că nu mersesem pentru fizică. Dar pe baza acelui curs făcut, am primit câteva ore la un liceu, la gimnaziu. Și am învățat încet cu cei mici. Și am descoperit ceva frumos și de atunci, după ce am terminat la Cluj, m-am și titularizat pe informatică. Deci pot să zic că fizic am predat decât un an de zile și apoi reconversia pe care o am, numai informatică, toate gradele, tot în... Nu, tatea, că se schimbă tot timpul, copiii sunt mai atrași, găsești mai multă informație. Acum, într-adevăr, și în celelalte domenii se găsesc informații. Ce drept, cum ar fi prima iubire fizica și cum am văzut acum, se dezvoltă sau și s-au dezvoltat multe proiecte la intersecția dintre informatică și fizică. Chiar mi-ar place să mă întorc puțin să folosesc informatica la fizică sau să chiar să le aduc, să le prezint copiilor și fizică la informatică. Să le arăt o cale, un ghid până la urmă, că eu să vin să spun așa faceți, că așa este bine, nu văd. Și construiesc cu ei și eu învăț și eu de la ei. Să fie între elevi, să afle tot timpul ce își doresc ei și să, de multe ori, când iau o clasă de a noua, îi întreb ce își doresc să învețe. Că acum și programa de liceu, mai ales, vorbesc de TIC până la urmă, o cunosc. Să folosească un editor de text Word, un Excel, deja știu aceste lucruri și încercăm să descoperim ceea ce le place și lor. Și vin cu propuneri foarte frumoase, dar nu putem să le punem pe unele în practică, că nu avem cum un laborator de informatică. Păi acum depinde către ce ne îndreptăm, programare sau TIC de tehnologie. La algoritmică, într-adevăr, când mergem, mi s-a pus o problemă spre rezolvare, nu știu, eu poate și deja și folosesc aceste lucruri, încerc să le pun întrebări, să nu vadă informatic cu datele de intrare, datele de ieșire, ci să o transformă în practică. De multe ori copiii nu au viziunea aceasta să o vadă în practică, dar pe parcurs descoperim împreună. Acum să revenim puțin cum ar fi o oră de informatică ideală. Nu știu, nu prea poți să o definești. O descoperi pe parcurs, nu știu. Nu, că fiecare oră
în funcție și de elevii pe care îi ai. Curios. Non-stop să fie curios și să nu-i fie frică să pună întrebări și să-și dea soluții. Că de multe ori copiii au idei, dar le e frică să le comunice. Mai ales, în primul rând, vizitele pe care le-am avut. Deci am descoperit ceea ce trebuie să faci cu copiii, astfel încât să fie capabil pe piață sau să își caute domeniul către ce să se îndrepte. Mai ales acum tot am avut întrebări perioada de admitere la facultăți și am o întrebare de la un elev. Doamna, credeți că facultatea respectivă mi se potrivește mie? Mă pot duce acolo? Ce părere aveți? Am fost admis aici, aștept rezultatul din partea cealaltă. Unde credeți că să rămân? Deci avem chiar o responsabilitate mare să dai unui copil, știi ce, eu vreau, aș vrea să te duci acolo. Și faptul că am văzut industria aceasta de IT practică până la urmă, că noi la școală avem numai teoretic și problemele pe care le facem, le și spun copilor, totul este didactic, nu e nimic practic. Faptul că sortăm niște numere, să învățăm ceva, o metodă, dar nu e nimic practic. Faptul că aici descoper ceea ce e informatica practică mă ajută foarte mult. Că te duci la școală și îți pun întrebări.